Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu un nou subiect care mie mi se pare interesant. Sper să vi se pară și vouă la fel de interesant. Este vorba de un aspect astrologic care o să înceapă în luna septembrie, dar se va întinde pe 5 luni până la finalul lunii ianuarie. Este vorba, cum poate mulți dintre voi ați ghicit deja, despre retrogradarea planetei Uranus, pe care o vedeți aici reprezentată în spatele meu, un semnul zodiacal al Taurului, pe care îl vedeți reprezentat aici. Această mișcare aparent retrogradă a planetei Uranus va începe pe data de 1 septembrie și se finalizează pe 30 ianuarie anul următor. Prin urmare, un eveniment astrologic important, cu o întindere destul de mare, 151 de zile, un eveniment astrologic pentru care vreau să fiți pregătiți, de aceea vin și așa din timp cu aceste informații către voi, ca să aveți timp să meditați asupra acestor subiecte, asupra acestor arhetipuri, să vă pregătiți, să vă faceți planurile, mai ales că subiectul pe care îl discutăm astăzi se leagă foarte puternic, foarte strâns de subiectul din ultima filmare care am pregătit-o pentru voi. Este foarte strâns legat de ce a adus sau urmează să aducă luna plină în vărsător pentru semnul vostru zodiacal. Bineînțeles, la final vom face și o citire de tarot, vom scoate 3 cărți, după cum v-am obișnuit, ca să completăm cumva mesajul astrologic și analiza astrologică pe care o începem acum. Dar înainte să sărim la ultima etapă, hai să discutăm, să analizăm împreună ce reprezintă Uranus. Da? Uranus, în accepțiunea mea, în viziunea mea, reprezintă energia haosului. Da? Dacă ne uităm la mitologia greacă, Uranus era un zeu primordial care guverna cerul, guverna universul, stelele, fulgerele înainte să apară Jupiter, da? Înainte să apară Zeus. Uranus a fost prima zeitate care guverna energia electrică, să-i spunem așa. Uranus, în esență, reprezintă principiul primordial masculin, activ, care acționează, da? Care ia inițiativa, care disturbă monotonia pentru a crea ceva. Este, în esență, un arhetip al fertilității, un arhetip creator de viață, pentru că, după cum zice mitologia elenă și romană, dacă de aici ne inspirăm, din haos suntem creați și tot în haos ne vom întoarce. Dar, în acest context, aș vrea să țineți cont de faptul că, de fiecare dată când folosesc cuvântul haos, eu nu-l folosesc cu o conotație negativă. Dimpotrivă, haosul acesta la care mă refer eu se referă la necunoscut, la ce se află dincolo de vălul realității, la tot potențialul care e așa foarte aproape de degetele noastre. Prin urmare, dacă voi aveți niște conotații negative când vă gândiți la cuvântul haos, o să vă rog să faceți un efort conștient să vă eliberați de aceste conotații negative, pentru că acolo e doar frică. Da. Pur și simplu. Haosul nu e nici bun, nu e nici rău, pur și simplu există. Ok, dacă ne îndepărtăm puțin de zona aceasta ezoterică și ne uităm în astronomie, planeta Uranus este singura planetă din sistemul solar care nu are axul pe vertical, da? Nu se învârte în jurul unui ax pe verticală, ci are axul pe orizontală și se învârte așa. Da? E planeta altfel. Trebuia să fie singura planetă excentrică care are mișcarea de rotație în jurul propriei axe, complet diferită față de celelalte planete. Ca guvernator modern al vărsătorului, Uranus guvernează geniile, vizionarii, avangarda. Da? Gândiți-vă la Nikola Tesla, gândiți-vă la Albert Einstein, da? Genul acesta de personaje. Uranus guvernează toți excentricii, toți artiștii și toți avangardiștii. Da? Gândiți-vă în pictură la Salvador Dalí sau la Vincent van Gogh, în muzică, Madonna, Lady Gaga, da? toate personajele care sunt excentrice și care sunt altfel. Da? În arhitectură, Zaha Hadid,
în cinematografie, Steven Spielberg, dar toate aceste idei care sunt complet diferite, care vin dintr-o complet altă lume, da? Toate persoanele și personajele care au idei avangardiste înainte de vremea lor, dacă ar fi să ne gândim în literatură, Jules Verne e exemplu perfect, dar toate aceste personaje sunt profund guvernate de energia uraniană. În termeni mai concreți de zi cu zi, inteligența artificială, tehnologizarea, internetul, toate stau sub umbrela lui Uranus. Uranus guvernează, spuneam, tot ce e altfel, ideile inovatoare care schimbă lumea, ideile pentru care societatea nu este pregătită la momentul respectiv. Da? Gândiți-vă la NASA. Cum era NASA percepută în anii 50-60? Ideea de a trimite un om pe lună era o idee înaintea timpului sau, da? Oamenii nu erau pregătiți pentru asta și totuși, cu forță, cu încredere, cu viziune, da? Pentru că Uranus este și vizionarul, acest vis s-a împlinit. Prin urmare, ce poate să ne aducă Uranus în viața noastră de zi cu zi, în cotidian? Pentru noi, oamenii de rând, care nu suntem ieșiți din comun, nu suntem ciudați, nu suntem avangardiști, nu suntem vizionari. Suntem niște oameni normali care vrem să ne trăim o viață normală. Ei, Uranus ne aduce lucruri, idei sau gânduri pe care alții le vor respinge. Da? Dar în timp se va demonstra că ideea uraniană, ideea care ne vine sub un tranzit important uranian, era ideea bună. Era ideea aceea de geniu de care aveam nevoie. Doar că aici, ca Uranus să se manifeste în deplinătatea forțelor sale, are nevoie și de contrabalansarea sa de principiul saturnian. Și bineînțeles că aici explicația o să vină printr-un filtru foarte personal al meu, pentru că eu în harta mea natală am o conjuncție la grad exact între Saturn și Uranus. La mine aceste două arhetipuri sunt împreună, se țin de mânuță la ultimul grad din Săgetător, gradul 29 de Săgetător. Și pot să vă zic că în viața mea eu asta am observat, că da, Uranus aduce idei inovatoare, dă viziune, dă acea scânteie de geniu, dar are nevoie de strictețea lui Saturn, are nevoie de timpul pe care doar Saturn poate să ți-l dea, are nevoie de regulile saturniene și de constrângere și de cadru saturnian, ca împreună, din combinarea acestor două principii, să se și vadă rezultate concrete, tangibile și pozitive în viața noastră curentă de zi cu zi. Da? Asta e o perspectivă foarte personală pe care nu o să o auziți în altă parte. Practic, Uranus are nevoie de Saturn ca să-l contrabalanseze, pentru că schimbarea doar de dragul schimbării nu e sustenabilă pe termen lung. Da? Uranus mai este considerat și octava superioară a lui Mercur, prin urmare are o strânsă legătură cu intuiția, inspirația, gândirea, comunicarea, tehnologia și transportul. Acum hai să ne gândim ce înseamnă Uranus în Taur, dacă aici avem aceste două arhetipuri care se întâlnesc. Uranus, planeta schimbărilor, a lucrurilor neașteptate, a lucrurilor excentrice, a viziunii, a viitorului, care se întâlnește cu Taurul, care este o zodie fixă de pământ, mai încăpățânat și mai fix și mai fixist de atâta greu găsiți, da? Păi când aceste două arhetipuri se întâlnesc, trebuie doar să ne gândim la ce s-a întâmplat și în viețile noastre și la nivel mondial din 2018 până acum, pentru că Uranus a fost în Taur din 2018. Și vedem că în această perioadă am avut o rapiditate foarte mare în tehnologizare, mai ales în domeniul bancar. Să nu uităm că Taurul guvernează toate instituțiile bancare, dar gândiți-vă doar la Wall Street, da? Centrul financiar al lumii vestice, să-i spunem, sau cel puțin al Statelor Unite, că Europa mai are și alte centre financiare, mai are prin Londra, ar mai fi și prin Germania, pe la Frankfurt, da? Dar totuși Wall Street rămâne așa ca imagine pentru lumea bancară, financiară, vestică, este probabil cel mai recunoscutibil nume sau brand, să-i spunem așa. Ei, ce avem pe Wall Street? Avem o dita mai statuia cu un taur de bronz, da? Pentru că taurul guvernează toate sistemele acestea bancare și financiare.
Și am văzut că odată cu intrarea lui Uranus în Taur, din 2018 până acum, au apărut o felul de carduri virtuale, tranzacții virtuale, tranzacții online, tranzacții wireless, da? Când e ultima oară când ați plătit cu bani cash, cu bani lichis? Majoritatea plătim cu cardul sau nici măcar nu mai scoatem cardul din telefon, plătim direct cu telefonul, da? De asemenea, au apărut tot felul de monede virtuale, da? Tot sistemul acesta de digitalizare și de mutare a resurselor financiare în mediul online, în mediul digital. Toate au venit sub influența lui Uranus în Taur. Dar Taurul nu guvernează doar finanțele și sectorul bancar și financiar, Taurul guvernează și Pământul, resursele naturale și planeta Pământ în sine. Prin urmare, am văzut în ultimii ani, în ultimii 6 ani, și o digitalizare a agriculturii, da? Următorul nivel de tehnologizare în agricultură, de industrializare în agricultură. În ultimii ani au apărut tot mai frecvent și în discursul public regăsim tot mai des întrebări despre inginerie genetică, despre cât de etic este să manipulăm genetic semințele, plantele, animale, da, ca să ne dea recolte mai bogate sau să selectăm un anumit tip de gene pe care noi ni-l dorim în animale, că sunt animale pentru consum sau chiar și animale de companie. A început să discute tot mai mult despre culturi eco, bio, despre mâncare eco și bio, dar nu zic că înainte de 2018 aceste subiecte nu existau, că ele existau, dar înainte de 2018 doar avangardiștii, doar vizionarii, doar oamenii de știință, doar oamenii care erau creatori de trenduri discutau despre aceste lucruri. Eu ce vreau să vă evidențiez este că din 2018 până acum și noi ceilalți, marea masă a populației, am început să avem tangență cu aceste cuvinte, cu aceste concepte, cu aceste idei, cu aceste gânduri, cu aceste subiecte în general. Vă rog, spuneți-mi voi dacă țineți minte înainte de 2018 prin supermarketuri să fi avut atâtea opțiuni de produse bio și eco și ok, nici nu mai știm care e diferența între ele, dacă e să fim onești, dacă e o foarte mare încurcătură acolo, dar eu nu țin minte, înainte de 2018, să fi avut atât de mult acces la produse fără gluten sau fără lactoză sau roșii bio, roșii eco, fructe bio, eco și așa mai departe. Da? Cuvintele astea, ok, îmi erau familiare pentru că mă interesa subiectul, dar nu era la îndemâna mea în viața de zi cu zi când îmi făceam cumpărăturile, când îmi făceam piața săptămânală să pot să aleg între toate aceste lucruri. Ei, uite, cu Uranus în Taur, toate aceste idei de care înainte erau de avangardă au ajuns și la publicul larg, la publicul de rând. Da? Acum, hai să trecem mai departe și să vedem ce înseamnă Uranus retrograd. Uranus retrograd ne va obliga să ne uităm la toate aceste aspecte pe care le-am enumerat anterior altfel, să ne raportăm altfel la toate aceste subiecte din viața noastră. Și dacă ceva nu ne convine, dacă ceva nu e în aliniament cu noi, putem acum să facem o schimbare. Putem noi să ne asumăm rolul acela de vizionar, de excentric, de persoană care are alte idei și care vrea să ducă direcția vieții sale și direcția societății, de ce nu, într-o altă direcție, da? Pentru că, la urma urmei, societatea e formată din indivizi și, dragii mei, vreau să vă atrag atenția că sub Uranus retrograd, instinctul de turmă nu ne va ghida în direcția corectă, da? În mers direct, da, mergem toți cu instinctul de turmă și asta e, acceptăm schimbările care vin din exterior către noi. Cu Uranus retrograd, nu acceptăm atât de ușor aceste schimbări. Cu Uranus retrograd avem și noi o oarecare rezistență și avem și noi ocazia chiar să opunem această rezistență. E posibil să observăm sub această influență în următoarele 5 luni diversi formatori de opinii, diversi ciudați, excentrici, vizionari, hai să le spunem așa, care o să facă un pas în față și a căror mesaj nu doar că o să prindă contur, dar o să prindă și adepți, susținători. Acum, să o aducem un pic în plan mai individual, mai personal, că deocamdată am vorbit așa despre societate în linii mari.
pentru noi, pentru fiecare dintre noi, care nu suntem influencer, nu suntem formatori de opinie, suntem oameni normali care ne trăim viețile noastre normale. Cum putem să ne folosim de această energie? Păi, putem să ne folosim de această energie, să o canalizăm, să deblocăm anumite lucruri în viața noastră, în acele domenii în care n-am avut susținere până acum. În acele domenii sau în acele aspecte ale vieții noastre în care noi am avut altă idee, noi ne-am dorit altceva, noi am vrut să facem lucrurile complet diferit față de ceilalți oameni din viața noastră, da? Hai să vă dau un exemplu. În familie. Poate voi ați fost singurii din familie care ați avut o idee complet diferită de restul. Voi vreați să vă mutați în alt oraș, vreați să vă mutați în altă țară, vreați să cumpărați un alt fel de casă, vreți să faceți altfel de investiții, aveți alte planuri, alte țeluri, alte obiective pentru unitatea asta familială. Da? Nimeni nu v-a ascultat, toată lumea a zis că sunteți ciudați. Ce ar fi dacă sub acest Uranus retrograd în următoarele 5 luni vă faceți un plan atent, pus la punct, aveți grijă cum comunicați, cum prezentați aceste idei, le readuceți în discuție, pentru că de data aceasta șansele să vă găsiți susținători, să vă găsiți adepți, șansele ca mesajul vostru să fie înțeles și ca mesajul vostru să fie acceptat și să se întâmple lucrurile așa cum vă doriți voi, cum e viziunea voastră, sunt foarte mari. Foarte similar și la locul de muncă. Dacă sunteți singurii care ați considerat că problema pentru, nu știu, un anumit lucru care vă confruntați în domeniul profesional ar fi soluția X și toată lumea vă ignoră, nu sunt de acord oamenii cu voi, nu sunt de acord șefii cu voi, nu sunt de acord colegii cu voi, dar toți restul au altă viziune, ei, în următoarele 5 luni, sub acest Uranus retrograd, e momentul să readuceți în discuție aceste lucruri, să reanalizați acest subiect, să reveniți asupra acestui subiect cu altă perspectivă, cu altă viziune, cu alte argumente, da? Pentru că acum, încet, încet, pas cu pas, foarte sistematic, din nou, vă puteți găsi adepți și puteți să implementați soluția pe care voi o considerați cea corectă și cea mai bună. Da? La fel și în viața privată, la fel și în relații de prietenie sau în relația de cuplu. Da? În acele aspecte ale vieții voastre, care nimeni nu v-a băgat în seamă, sau oamenii au considerat că ideile voastre sunt foarte ciudate, avangardiste, ieșite din comun, acolo puteți acum să fiți acceptați în acele aspecte ale vieții voastre care până nu de mult erau considerate ciudate și excentrice și ieșite din comun, dacă continuați să trăiți autentic și dacă continuați să o țineți pe a voastră, să fiți încăpățânați cu viziunea voastră, dar flexibil cu planul, da? Trebuie să fiți încăpățânați cu viziunea, să aveți o viziune clară, dar să fiți adaptabili asupra modului în care viziunea voastră va prinde viață. Dacă reușiți să echilibrați aceste două aspecte, o să aveți foarte, foarte mult succes, dragii mei. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi urmăriți munca pe această platformă. Vă mulțumesc foarte mult, nu știți cât de mult mă bucur că pot să vă ajut și că informațiile mele vă sunt de folos. Vă mulțumesc pentru toate like-urile, pentru toate mesajele, pentru faptul că vă abonați în continuare canalul meu de YouTube. Chiar mă motivează foarte mult când primesc acest feedback de la voi, dacă când primesc această interacțiune de la voi, chiar dacă e în domeniul digital, dar un domeniu foarte uranian, foarte așa în concordanță cu tematica acestei analize astrologice. Chiar dacă nu ne întâlnim în persoană, ci interacționăm doar în mediul acesta online, pe mine mă bucură foarte mult, mă motivează foarte mult și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă luați câteva secunde ca să dați acolo pe butonul de like, să vă abonați și să-mi lăsați un comentariu cât de scurt. Eu chiar încerc să răspund tuturor. Dacă n-am apucat să vă răspund încă, înseamnă că mi-ați pus acolo niște întrebări mai complexe, mai complicate și trebuie și eu să diger informația respectivă. Promit că o să revin către voi. Pentru toți cei care mă întrebați referitor la astrograme, citiri de tarot, citiri astrologice personalizate, individuale, încă nu e momentul. Mai aveți puțină răbdare, că eu lucrez la niște pachete pentru voi, dar eu mă uit și la astrologie și când o să fie momentul potrivit, atunci o să vin aici pe această platformă și o să vă anunț. O să vină diverse lucruri, diverse opțiuni din care să puteți să alegeți, dar nu încă. Mai aveți puțin dică răbdare. Până atunci, vedeți că eu în fiecare zi pun noi materiale pe canalul de YouTube, așa că dacă nu v-ați abonat încă, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă nimic și în felul acesta primiți o grămadă
de materiale gratis de la mine. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la citirea voastră de tarot. Hai să dăm acum pentru lei, pentru toți cei care aveți zodia leu, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al leului. Ce mesaje suplimentare putem să scoatem pentru voi, dragii mei, de la cărțile de tarot pentru următoarele 5 luni? O să scot 3 cărți, după cum v-am obișnuit, în toate aceste analize pe care le facem împreună. Le finalizăm și cu o scurtă citire de tarot. Prima carte va fi ca să vedem în ce domeniu al vieții voastre ați fost blocați, n-ați putut să vă implementați viziunea, dar ați fost cenzurați, ați fost etichetați ca fiind ciudați. Ce puteți face în următoarele 5 luni ca să schimbați acest lucru? Și în ultimul rând să vedem care va fi surpriza sau ajutorul de la divinitate în următoarele 5 luni ca să implementați toate aceste lucruri benefice în viața voastră. Începem cu 6-le de cupe, 10-le de bâte și 4 de săbii. Foarte interesant, dragii mei lei. Hai să dăm pe rând. În primul rând, 6-le de cupe, o carte care ne vorbește despre nostalgie. Tocmai nostalgia voastră cu privire la trecut v-a făcut să fiți diferiți, să păreți foarte ciudați în anturajul vostru, în cercul de prieteni, la locul de muncă, nu știu, într-un aspect al vieții voastre. Cred că ați avut tendința să idealizați anumite aspecte din trecutul vostru sau e vorba aici de ceva, de niște lucruri care s-au întâmplat în copilăria voastră, de felul în care a decurs copilăria voastră, de felul în care ați fost crescuți, de felul în care ați fost educați, de ce se întâmpla în familia voastră la o vârstă fragedă și toate lucrurile astea pe voi v-au făcut să fiți altfel, să fiți unici, să fiți irepetabili și toate aceste aspecte care sunt adânc înrădăcinate deja în personalitatea voastră pentru că vin din copilărie, da? N-aș vrea să le zic traume, pentru unii lei, da, sunt aici niște traume din copilărie, dar cartea asta, în general, are aspecte pozitive, așa că hai să o luăm la mod mai general și să zicem că educația și felul în care voi ați fost crescuți pe voi v-a format să fiți special, să fiți altfel, să fiți diferiți. Și nu e neapărat negativ, pentru că aici chiar și lucrurile pozitive care se întâmplau în familia voastră, da? Poate simplu fapt că majoritatea prietenilor voștri vin din familii destrămate în care părinții au divorțat, dar părinții voștri au rămas împreună, asta vă face diferiți. Da? Și, da, toate aceste lucruri pe voi v-au diferențiat de restul lumii și v-au pus într-o categorie aparte. Acum, pe voi nu v-au pus neapărat într-o categorie aparte nasoală, negativă, ci dimpotrivă v-au privilegiat, să spunem, aspectele acestea din copilăria voastră. Și v-aș recomanda chiar pentru acei lei care aveți resentimente față de părinți, față de ce v-a oferit sau nu v-a oferit, față de ce s-a întâmplat în etapa asta formatoare a vieții voastre, v-aș recomanda în următoarele 5 luni să faceți munca cu sinele, că o faceți prin terapie, prin meditație, prin constelații familiale, internal family systems, theta healing, nu știu ce abordare spirituală sau psihologică sau indiferent ce abordare vreți voi să luați, faceți această abordare, faceți munca cu sinele și îngropați odată și pentru totdeauna săcurea războiului și știți ce o să aflați? Că asta o să fie foarte surprinzător pentru voi. O să aflați și o să vă dați seama, o să realizați într-un final, că de fapt lucrurile nu erau chiar atât de nasoale cum voi le vedeți, că da, voi prin prisma inocenței pe care o aveați la vârsta respectivă, poate ați interpretat anumite lucruri mai greu sau mai dificil sau cu mai mult impact decât au avut lucrurile alea cu adevărat, da? Cumva ați făcut din țânțar al măsar, dar nu cu răutate, ci pentru că erați tineri, erați inocenți și nu avea suficientă experiență de viață încât să vă dați seama că anumite lucruri care s-au întâmplat în copilăria voastră n-au fost chiar atât de traumatice cum le-ați perceput voi. Da, a fost doar o percepție. Bun. Și nu vreau să vă invalidez percepțiile, da? Fiecare are propriile sale percepții. Dar dacă faceți munca asta cu sinele, o să vă fie foarte ușor să vă împăcați cu trecutul vostru și în momentul în care ne împăcăm cu trecutul, este mai ușor să ne îndreptăm către viitor. Da? Ce puteți să faceți în următoarele 5 luni
ca să vă meargă mai bine. Ce puteți să faceți în următoarele 5 luni, astfel încât viziunea aceasta idilică asupra vieții pe care ați avut-o în copilărie și care la un moment dat s-a destrămat prin trecerea normală a timpului și prin faptul că ați ajuns la adolescență și la maturitate și v-ați pierdut o parte din inocența aceea a copilăriei, sau că s-a destrămat pentru că s-a întâmplat ceva traumatic sau greu sau dificil în familie, nu știu, au divorțat părinții sau ați rămas fără bani dintr-o dată, sau nu știu ce s-a întâmplat aici. Indiferent ce s-a întâmplat, ca vouă să vă destrame visul ăsta al unei vieți idealizate, acum, în următoarele 5 luni, e momentul să vă debarasați de această traumă din copilărie, să vă dați seama că voi acum sunteți adulți și acum puteți, într-adevăr, să vă oferiți tot ceea ce v-ați dorit în copilărie și părinții n-au putut sau n-au vrut sau n-au știut să vă ofere. Voi trebuie să vă oferiți aceste lucruri singuri. În felul acesta vă vindecați, în felul acesta treceți mai departe. Da, va fi mult de muncă. În special, următoarele 5 luni poate să fie extrem de benefice pentru toți leii care se vor canaliza pe job, pe carieră. Trebuie voi să fiți proactivi și să vă asumați mai multe responsabilități, să cereți să vi se dea mai multe responsabilități, să luați mai mult pe umerii voștri și la lucru și în relațiile de familie și în relațiile partenere, în orice aspect al vieții voastre unde vreți să evoluați, trebuie să vă asumați mai multă responsabilitate. Ajutorul care o să vă vină, ajutorul de la divinitate, vine în primul rând sub forma intuiției, ghizii voștri spirituali, îngerii voștri protectori, universul comunică cu voi în somn. O să aveți vise premonitorii, vise intuitive. Asigurați-vă că dormiți bine în următoarele 5 luni. De ce? Pentru că aveți foarte mult de lucru. De ce? Pentru că voi aici vă construiți viața voastră idealizată, idealul vostru de viață. Și de carieră, și de relație, și de familie, și de casă, și de sănătate. În toate aspectele vieții voastre, voi tindeți către acest ideal care acum, în următoarele 5 luni, este realizabil, dar vine cu foarte multă muncă. Nu o să vă mint, e foarte mult de muncă aici, dar dacă într-adevăr vă doriți idealul acesta, viața aceasta de paradis, va trebui să puneți osul la treabă și va trebui și să aveți grijă de voi. Va trebui să vă și odihniți. Cumva aici va trebui să găsiți acest echilibru. Când e de muncă, e de muncă, când e de relaxare, e de relaxare. Și nu le combinăm pe cele două, da? Facem delimitarea dintre cele două foarte clară. Delimitarea dintre viața privată și viața profesională, o clarificăm foarte bine și atunci lucrurile avansează cu mult mai multă ușurință în viața noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dragii mei, sper că v-au fost de folos aceste informații. Dacă ați găsit măcar un sâmbură de adevăr sau ceva ce v-a plăcut, ceva ce v-a marcat în toată această analiză pe care am făcut-o aici pentru voi, vă rog să dați un like acestui video, să-mi lăsați acolo un mesaj cât de scurt, poate să fie doar o inimioară, o floricică, o față zâmbitoare, ceva. Sau dacă aveți întrebări, de ce nu aștept întrebările voastre cu brațele deschise? Nu uitați să vă abonați canalul meu de YouTube și să fiți cu ochii pe activitatea mea, pentru că în fiecare zi postez noi și noi analize și materiale pentru voi. Vă doresc tot binele din lume, hai să profităm la maxim și de acest tranzit astrologic și de acest ciclu, pentru că oportunități sunt peste tot în jurul nostru. Pa, pa!